7 de ani de gândul muței. Startul, botezul este ziua primului concert unde aveam toți emoții, tremuram. Am făcut 50 de lei. Păi tu îți dai seama, și noi am împărțit banii ăștia în două trupe. Primii bani câștigați din mine. Gata, a venit succesul. A venit succesul. Când dormețe orice cândă, depășește orice gândă. Și niște fete s-au legat de noi care au zis wow și am zis, de ce să mai trebuie în viața asta? Și popularitatea am eu aici. Dacă aș avea-o în America, cu siguranță eu eram un multimilionar și mă filmam și în filme și poate și Hollywood și Oscar-ul. Eu nu cred că este ceva mai frumos în viața asta decât să dai emoții și să primești emoții. Bine v-am găsit la Confesiuni. Invitatul din această seară crede că poți schimba lumea doar atunci când încep de la tine. De-a lungul timpului a trecut prin diverse metamorfoze, iar astăzi vom discuta despre cum aceste schimbări l-au propulsat să devină omul, actorul, interpretul, prezentatorul, Nicu Țernă, de azi. Bine ai venit, Nicu! Bine v-am găsit! Cum ești? Ce s-a schimbat în viața ta din perioada în care nu ai trecut pe la noi? Eu cred că în viața fiecărui ceva s-a schimbat. În primul rând, am mai evoluat în ani, dar ne-am mai adăugat experiență de viață într-o situație sau alta, vrei, nu vrei. Și parcă pornim treaba, punem pe roate tot ce înseamnă teatru fără nume și așa mai departe. Pentru că eu aici mai mult sunt concentrat decât de 2 ani și sunt și director la această instituție, Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină, cum mulți o numesc, cum de fapt se numește ea corect. Și una din direcțiile cele mai importante este Teatrul Fără Nume, care sunt și eu actor, sunt și eu implicat la propriu de creșterea, de dezvoltarea acestei entități foarte importante, pentru că eu chiar vorbesc foarte serios și o spun. Chiar discutam zilele astea cu cineva, nu cred că există meserie mai interesantă decât a fi muzician, actor sau... Om de artă. Da, hai să fie om de artă. Om de artă e o chestie așa mai vastă, dar eu vorbesc la propriu. Teatru, muzică, film. Iată, partea asta, de ce nu televiziune, că tot e pe aici, pe undeva. Mie îmi pare cele mai interesante meserii cu chinurile sale, cu toate momente, cu zbaterile sale, da, cu toate cele... Dar este foarte interesant, mai ales când ai și un rezultat, când vezi că lumea vine, că lumea aplaudă, că lumea vrea să vină să vadă ceea ce faci. Eu cred că e foarte interesant. O nouă funcție de... Deja ai intrat bine, presupune în ea, director de teatru. Ce presupune asta și cum te descurci? Păi, cum mă descurc? Să întrebați colegii mei, că eu nu știu cum mă descurc. Eu cred că, în primul rând, ce am reușit, probabil să le dau... Unora, hai să spunem, să-și valorifice potențialul fiecare în parte. Adică eu cred că nu sunt directori care vine și bate cu pumnul masă. Am ridicat o voce de vreo două ori, în rest noi vorbim la tu, noi suntem colegi, noi suntem prieteni. Foarte mulți când vin în teatru nici nu-și dau seama că eu sunt director, pentru că eu așa vin la lucru, cum mă vezi acum. Sunt zile la cravată, la nu știu ce, dar... E un pantalon scurt, acuși abia aștept să vină mai soarele și un pantalon scurt la teatru. Numai nu un șlap chiar, nici chiar așa. Adică eu văd ca o chestie liberă, deschisă, degajată. Nu trebuie să fim așa ca funcționarii aia care stau și tremură atunci când vine un ministru sau chestie. Adică sunt relații normale de protocol care trebuie să le respecti. În rest, avem o echipă foarte bună, părerea mea. Cine nu s-a regăsit a plecat. Alții care nu s-au regăsit au fost plecați. Că... Și s-au întors? Și asta. Nu s-au întors. Nu s-au întors. Nu. Deci am eu niște litigi acolo cu vreo două personaje care nu s-au întors și nu o să se întoarcă pentru că eu nu văd rostul în colectivul nostru. Da, au încercat, dar nu o să le reușească absolut nimic. În rest, ușele sunt deschise pentru toată lumea. Chiar azi discutam cu actori tineri care vor să vină în trupă. Poftiți, veniți. Teatrul e al vostru, nu este al meu. Scena e a voastră, vă aparține. Adică eu pot să vă ajut sau să ne ajutăm reciproc să reușim lucruri frumoase. Pentru că eu nu cred că este ceva mai frumos în viața asta decât să dai emoții și să primești emoții. Toată viața noastră, zi de zi, este o emoție în plus, o emoție, hai să zicem, în minus. Că se mai întâmplă și din alea, că te mai întristezi de ceva, dar... Sensul nostru este de a da emoții fiecare zi.
În fiecare zi de a te îmbrățișa, de a spune cele magice cuvinte, te iubesc. Credeți-mă că asta e foarte mult contează. Noi deseori așa o mimăm, încercăm să fim drăguți, dar ne mințim. Pe când eu cred că putem fi sinceri, putem fi fericiți tot timpul, în fiecare zi, în fiecare oră. Să avem acea liniște interioară, să avem acea liniște care o degajăm și în același timp liniștim și pe alții. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, într-o progresie geometrică, să putem să liniștim, să fim calm, să fim în armonie. Uh-huh. E bine zis, în armonie cu tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi deseori credem că noi dominăm planeta. Nu este adevărat. Noi suntem o părticică importantă. Nouă ni s-a dat ca să o gestionăm. Nu, din păcate, nu tot timpul ne reușește să fim prieteni cu natura. Distrugem ecologia. Am citit undeva că în 5 ani o să avem temperaturi record pe planetă în general. Așa că ne așteaptă zile foarte fripte și la propriu și la figurat. Să nu uităm și de războaiele care s-au declanșat și prin preajma noastră și de ce nu în interiorul nostru. Că avem o societate plină de război, chiar dacă nu e război deschis. Uh-huh. Sunt regiuni care mocnesc în felul său și tot așa și tot așa. Nu vreau să intrăm în politică mare, dar politica mare oricum ea ne ține. Noi depindem de ea. Noi suntem parte din ea. Da, probabil pentru că lumea pune mai mult accent pe aparențe. Și atunci eu vreau să te întreb, pentru că mi-ai spus că tu ești așa, cum ai venit la noi, așa ești și în rol de director și în toate rolurile tale de zi de zi, când ai scăpat de cele preconcepții, precum că, nu știu, un director ar trebui să se îmbrace într-un anumit fel sau ori să se comporte mai autoritar, pentru că îmi dau seama că oamenii cu cât sunt mai goi pe dinăuntru, că atât vor să se exteriorizeze mai mult și să arate lumii că nu sunt mai îmbrăcați, că au branduri, că au fițe. Ți-ai răspuns la întrebare. Da, eu nu văd printr-un costum. Sigur că am câteva costume chic, care ori este unul de nota 10 cu plus, da, de gală din aia, de 4 ace, ca la Cannes, covorul roșu, sau blugi, un sacou așa de casual din ăsta, să fie protocolul cât de cât respectat. Eu mă bucur că și noi funcționari sau persoane publice, da, chiar și domnul ministru Prodan nu are, să spunem, o ținută din aia chic, cum poate era o anani în urmă. Adică una foarte simplă, când trebuie să apare. Adică noua, hai să spunem, garnitură de politicieni și de funcționari este una mult, mult schimbată decât ceea ce a fost ani în urmă. Probabil și când mă întrebai cum am trecut peste asta. Nu că am trecut. Lumea se mai schimbă în jurul tău și vrei, nu vrei, tu faci parte din această schimbare. Sau tu, la rândul tău, contribui să se schimbe ceva, pentru că eu cred că poate am influențat câțiva oameni să fie puțin altfel, da? Și pe mine, la rândul său, alți oameni mă influențează și eu mă uit la ei cumva, pentru că noi tot timpul ne mai sfătuim, noi nu suntem siguri de părerile noastre tot timpul, da? Nimeni nu e sigur. În timp, noi mai căutăm păreri și vedem, uite, omul ăsta a zis așa, uite, omul ăla a zis așa, omul ăsta a zis încă și mai bine și mă regăsesc în gândurile lui. De-aia și cu treaba asta cu directoratul. Adică eu am văzut cum erau alți directori buni, am învățat foarte mult și de la taică, am învățat de la el, în primul rând, să fii om cu alții. Și nu contează să încep de la paznicul, de la intrare, da? De la omul, de la pază, să-i spui bună ziua de ridicătoarelor, să te saluți, să vorbești, pentru că ei sunt oameni, în primul rând. Nu, hai, după aia vine că e angajat sau ceva de genul ăsta. Și să fii bun cu toată lumea, ca și cum ai fi vrut ei să fie cu tine. Adică e o chestie de reciprocitate umană, de bun simț. Eu cred în bun simț, mai mult decât în altceva, apropo, mai mult decât în regulă. Eu cred că bunul simț trebuie să fie, și este la unii de acasă, cei 7 ani de acasă, când tu, pur și simplu, ai bun simț. Că să completez puțin, era o frază fantastică la Andrei Tarkovski, fraza asta lui Dostoevski, că frumusețea va salva lumea, și Andrei Tarkovski zicea, nu, rușinea. În rusă sună fantastic, sovesti. Eu nu știu cum să o traduc în limba română. Bunul simț, probabil. Bunul simț.
Da, că revin la aceste două cuvinte. Bunul simț va salva lumea. Cu siguranță că bunul simț va salva lumea. Și atunci eu cred în bunul simț. Eu cred în bunul simț că, de fapt, când am adunări cu colectivul, că trebuie să le mai avem și nu atât să... Deci să planificăm și să coordonăm anumite chestii. Comunicarea, eu consider una din cele mai importante elemente a unei gestionări. Dacă nu se comunică, și de aia zic, apare o situație incertă, apare o situație de conflict. Ne-am întâlnit, am discutat și din fașa am omorât-o, am distrus-o ca să nu mocnească, ca să nu crească, să nu... Și de aia ziceam că, în primul rând, comunicarea e un lucru foarte important. Da? Și acest bun simț care eu îl venerez în sensul ăsta, eu o consider esențial, practic în tot, în viața noastră. Și cu atât mai mult acolo unde se adună oameni, noi suntem aproape 100 de oameni. Da, eu sunt, hai să spunem, nu-mi place cum te conduc, dar gestionăm împreună lider, anumite poate. Lucruri. Cum? Lider. Să fie. Că trebuie să fie un lider care să-și asume anumite chestii și eu cred în asta, exact ca în corpul uman există capul care își asumă anumite chestii pentru ce fac mâinile sau... Nu tot timpul. Reușim. Dar tu cum ai descrie, nu știu, entitatea asta culturală de la noi din țară, în câteva cuvinte? Cum aș descrie? Noi avem încă mare incertitudine, bun, 90%, 95% sau chiar 99% din lumea artei, culturii, se identifică în primul rând cu poporul român, care este unul mare, este unul frumos, cu o cultură serioasă, grea, doar că noi uneori nu știm cum să o valorificăm. Da, și e clar, trebuie să mergem pe această linie, nu facem politica aia mare, dar eu cred că într-o bună zi noi trebuie să fim un popor, da? să fim un stat, să avem aceleași politici, aceleași strategii, aceleași direcții, pentru că noi deci încercăm să facem ca și cum suntem popor moldovenesc, românesc sau nu știu, da, avem o mică, mare diferență, totuși că am stat noi 70 de ani în Uniunea Sovietică, noi totuși aici suntem puțin diferiți de ei, de partea aia lor. Și asta se vede, se simte. Noi avem alte glumițe, noi avem puțin... Simța umorului diferit. Da, noi mai stăm cu salata olivie și cu șuba de Revelion, mai ne mai uităm la filmele alea vechi, ne uităm Comedy Club când reușim, da. Multe înțelegem pe ucraineni în acest război, da, și tot așa. Dar în același timp, ceea ce e foarte firesc, suntem și români, înțelegem foarte multe din partea asta-altă. Cultura, tradițiile, poezia, cântecul și așa mai departe. Deci cineva spunea că noi suntem niște norocoși prin această pluricultură. Da, cultură. Da, pluricultură. Dar eu consider și o mare problemă. Pentru că noi avem identitate? Nu avem identitate, da, nu avem, pentru că noi totuși așa, când ne ducem în România, cumva suntem străini de ei, când ne ducem în altă parte, încercăm să nu fim ruși, dar să fim români. Adică tot așa suntem un fel de cu aia în două luntre, știi? Adică eu nu zic că asta e rău, dar noi în timp trebuie să înțelegem cine suntem noi și încotro mergem, că nu e o problemă. Eu chiar discutam cu cineva din politicieni, dar declarați două state românești. Care e problema? Noi mulți ani am mers ca state românești, care erau prieteni, rude, veri. Vlad Țepeș era rudă, văr drept cu Ștefan cel Mare, se ajutau reciproc. Doar că fiecare cu curtea lui, cum? În timp s-au înțeles să fim o curte mare și fiecare cu regula sa sau... Nu văd o problemă, mai ales că dacă să reușim cândva să ajungem în Uniunea Europeană, unde nu există hotare, granițe și chestii, păi care e treaba? Atunci să degajăm această idee, să fim liberi. Eu personal de mult m-am unit, eu nu mai am treaba asta, doar atât cât timp vin la vamă mai arăt buletinul, dar nu mai am treaba asta de cum ar fi, de ce ar fi. Eu am prieteni și lucru și turnee și iată acum plecăm cu teatrul la Târgoviște
la un festival, după aia o să plecăm la Teatrul Național din București, după aia la alt festival și după aia tot așa și tot așa, cu formația, plecăm la Vaslui, plecăm în partea aia la altă, plecăm nu știu unde. Sunt proiecte, sunt... Nu văd de ce să mă închid aici, trebuie să ieșim. Dar ai simțit vreodată, la vreun moment, ai avut un moment în viață în care ai simțit că nu te-ai născut, nu știu, în locul potrivit? Și aici nu mă refer doar la România. Păi, da, unde trebuia să mă nasc? Nu, eu cred că noi, eu m-am născut în locul potrivit, la locul potrivit și dacă pot să contribui pentru a schimba atmosfera, pentru a-i da un sens, măcar mie însumi, da, și dacă mai încerc să conving o persoană, nu să o conving, mă rog, cu desila, da, dar prin felul meu de a fi, că se poate și altfel, se poate mai bine, atunci eu cred că locul nostru este acolo unde suntem noi, noi doar, sigur că noi vrem mai mult, sigur că noi poate ne gândim că nu știu, trebuia să mă nasc în America și dacă eram formația cum și popularitatea am eu aici, dacă aș avea-o în America, cu siguranță eu eram un multimilionar și mă filmam și în filme și poate și Hollywood și Oscar, cine știe. Sigur că la un moment dat îți trec prin cap și așa idee și aici, hop, ești într-o situație unde nu există showbiz, unde nu există film, unde nu există așa mici clipiri care sunt neînsemnate, neclare, pentru că iarăși suntem o societate fără tradiții, fără identitate. De-aia și se fură. De-aia nimeni nu investește în Republica Moldova. Pentru că dacă tu ai fi patriot, tu ai investi. Dar toți investesc acum mai nou în România, pentru că toate guvernările precedente și nu știu ce, și actuală, nu vreau să supăr pe nimeni, lucrurile sunt lâncede, da? Lucrurile nu merg așa cum ar fi vrut societatea asta să meargă. Chiar dacă au susținerea noastră, da? Au susținerea noastră, trebuie să o aibă. Dar trebuie să-și asume și critică din partea noastră. Uh-huh. Dacă a venit la putere, nu înseamnă că noi trebuie să te lăudăm continuu. Din potrivă, ei care te-au votat trebuie în primul rând să-ți dea o palmă, să nu fii relaxat. Pentru că ne-au votat, gata, suntem. Ca niciodată, dreapta are aproape tot, da? Și parlament, și guvern, și președinte, și tot. Păi, grebla și lopata în mână și hai la treabă. Trebuie să fiecare și fiecare să facă meseria în a lui. În sfera lui. Vreau să revenim un pic la perioada în care erai solistul trupei Gândul Mâiței. Ce eram? Eu mai sunt. Eu acum 3 zile am avut un concert, 4, nu mai țin minte exact, o săptămână. Foarte bun. Okay. Foarte bun, foarte greu. Poate eu nu sunt la modă, vreau să spui cum sunt alții. Asta voiam să zic. Când erai în plină ascensiunea carierei, când erai... unul dintre cei mai râvniți, oarecum, cei mai apreciați soliști. Am să mă supăr. Și să te întreb acum dacă crezi că a fost momentul tău de glorie în acea perioadă sau el încă urmează? Eu cred că momentul de glorie e atunci când tu vrei să-l faci. Sigur că eu te înțeleg ce vreau să spui. Există o perioadă de ascensiune, există o perioadă de atunci când tu ai un avânt nebun și vrei să sari peste munți, să zbori, da? Ca să ajungi undeva, cum credem noi, nu știe nimeni ce e aia, succes, că lumea pe stradă te vede și vrea să autografe sau chestii. După aia e foarte important să te menții acolo unde ești tu. Și zic alții că e mai greu să te menții decât să ajungi. E foarte greu să te menții, pentru că decât să ajungi cumva, ai mai găsit niște bani, da? Nu în cazul nostru, că noi n-am avut bani, dar ai crescut, să zicem, ești peste tot, pe sticlă, cum spunem noi, da? Ai apărut în toate televiziunile, la posturi de radio, pe niște cancanuri mai nou cu... Noi, apropo, n-am avut internet în perioada aia. Uh-huh. Am crescut pe niște posturi de radio și pe niște televiziuni. Acum e mai simplu, părerea mea că e mai simplu acum, doar că trebuie să știi cum să... Da, acum practic oricine poate deveni, fără media, fără radio, da, cum să ai făcut un selfie scandalos și ai avut un milion de vizualizări și deja ești vedetă, da. Da, și sigur că ai dreptate, trebuie să te menții, trebuie să dai publicul ceea ce au nevoie, să-i hrănești cu informația, da, cu, în cazul nostru, cu muzică. Chestii. Nu că am fi noi mai leniși sau n-am avea ce cânta, dar
O să povestim, o să arătăm. În același timp să fii peste tot, tot nu-i bine. Da, să cânti, să fie auzit pe toate posturile radio, pe toate rutele Chișinău, Cahul sau Belt sau nu știu unde. Eu știu cert că există un public care ne ascultă. Există un public, după părerea mea, care au gusturi muzicale bune. Uh-huh. Pentru că asculta gândul mâții trebuie să ai gusturi. Și cu siguranță că, uite că azi, dacă vrei, 18 mai, noi facem 27 de ani. Chiar azi? Chiar azi. Felicitări! Da. De ce azi, acum 27 de ani? O ziceam și în concert. Nu vine să cred, unii am căput în noi 27 de ani. În noi, da? 27 de ani în urmă, pe data de 18 mai, am zis noi că noi, de fapt, suntem puțin mai vechi cu vreun an, dar nu țin minte data, când, unde ne-am întâlnit pentru prima dată și am făcut noi primele piese sau am făcut primele repetiții, da, nu țin minte. De-aia am zis, startul, botezul este ziua primului concert, unde aveam toți emoții, tremuram. Că și azi avem emoții. Unde a fost primul concert? Apropo, tot în sediul Centrului de Cultură și Artă Ginta Latină, doar că pe atunci era și Teatrul Mateievici, era domnul Andrei Vartic, regretatul Andrei Vartic, marele om de teatru și istoric, care avea o sală. Nu că n-aș fi putut să facem în partea asta unde era taică meu administrator, da, și manager, dar sala era perfect pentru concertul care noi ne l-am propus. Ceva acustic era? Mai mic era, bun, noi am presupus să fie vreo 100-200 de oameni, am pus și un preț simbolic. Nu, mai întâi erau niște invitații, după aia invitații s-au terminat și cineva vrea să vină cu bani și am zis, hai să fie 2 lei. 2 lei a fost? 2 lei. Da, păi pe atunci era berea 1 leu. Berea era 1 leu. Am prins și perioada asta. Era berea Arc. Cine știe, știe. Și am făcut 50 de lei. Păi tu îți dai seama, și noi am împărțit banii ăștia în două trupe, mai era o trupă cu noi care nu mai e, din păcate. Și 25 la 25, după aia ne-am dus, erau niște băbuțe care vindeau bere lângă gemeni, cine știe, colțul străzii și țigări la bucată și gume dimesticat și noi ne-am așezat acolo pe niște bănci cu o bere și am zis, primii bani câștigați din muzică. Gata, a venit succesul. A venit succesul. și niște fete s-au legat de noi care au zis, wow, și am zis, de ce să mai trebuie în viața asta? O bere bună, o fată și o țigară și ești ok. Da, uite, acum 27 de ani în urmă se întâmplă asta. De-aia și-am zis că 18 mai este lansarea noastră. Felicitări! Mulțumesc! Eu cred că nu e nimic întâmplător că ești astăzi aici. Apropo de Eurovision, ce părere ai? Cum a fost anul acesta? Eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar mie îmi pare asta puțin depășit și neinteresant. Noi suntem împreună, ea se numește Mihaela și ea este actriță. Spune-mi, te rog, când a venit acel moment în viața ta sau dacă a venit în care ai simțit că popularitatea, nu știu, reprezintă mai mult un dezavantaj decât un avantaj? Pentru că la un moment dat unde vrei să intri, toți arată cu degetul. Eu știu pe asta. Băi, lăsați-mă cumva, vreau să stau singur, vreau să stau în lumea mea. În același timp este și un avantaj, pentru că deseori când te mai cunoaște cineva, zicea... Se deschide anumite uși. Se deschide o ușă, așa, mai, veniți pe aici, veniți pe aici, că mai simt. Nu că aș folosi chestia asta în calitate de, nu știu, corupție sau nu știu, dar e cineva care e mai puțin cunoscut în viață, e cineva mai mult cunoscut. Eu niciodată, dacă era vorba la o bancă să stau în rând și a ieșit manager și mi-a zis, hai de aia stau în fața mea niște doamne mai în vârstă, nu mi-am permis să le oculesc. Adică nu stau, aștept să-mi plătesc serviciile comunale și așa mai departe. Chiar țin minte, acum câțiva ani în urmă eram la o bancă și cineva ieșit, hai veniți, eu să nu, stați. Că mai erau două doamne în fața mea, zic, nu am timp, nu e o problemă, aștept. Chiar nu vreau de genul ăsta. Dar sunt situații când ai nevoie de, nu știu, la nivel de administrație a teatrului să suni pe cineva și atunci când află cu cine vorbesc, sigur că lucrurile se fac puțin altfel, adică se rezolvă cumva mai repede. Și am observat pentru că nu tot timpul, hai să spunem, concetățenii noștri au posibilitatea asta.
Și de-aia când te duci la un... Acum e mai simplu cu ASP-ul ăsta, dar când pe vremuri te duceai la un birou de pașapoarte, când vedeai toată mizeria asta și tensiunea aia, greutatea asta și starea de conflict continuu, toți sunt nervoși, că, cine, că vinea cineva și întrecea fără rând, nu știu. E foarte trist să vezi, sau chiar la un medic, nu poți să ajungi la un medic bun dacă nu ai legături, da? Sau chiar și cu poliția și chestii, că nu vreau acum să... Mie, pur și simplu, un medic cândva mi-a spus, la noi să faci medicină bună doar prin cunoștință. Dacă vrei să ai, să fii tratat ca lumea, dacă nu cunoști niște medici buni, șansele zero. Mi-a spus un medic și am zis, probabil aveți dreptate. Asta, iată, aici trebuie să mai muncim la treaba asta, că fiecare om simplu, care nu are nicio funcție și nu e popular, nu-l cunoaște nimeni, să vină și să fie tratat ca atare, să fie tratat ca un cetățean care este contribuabil, care este cetățean al Republicii Moldova. Zic, cum o fac nemții, cum o fac francezii, austrieci, să ne mândrim de noi înșine, să fim un popor mândru în sensul ăsta. De ce crezi că la noi nepotismul e la cote maxime? Pentru că mai sunt țări mici, dar acolo nu există acest fenomen. Pentru că asta e băgată din nu știu de unde, din Balcanii ăștia noștri, din miurița noastră, din tradițiile noastre, din nu știu de unde vine. Trebuie să-i căutăm, originea și să... Ca să rezolvi o problemă, trebuie să te duci la origine. Păi da. Stirpezi. Că să diagnosticăm de unde vine treaba asta. Da, e o problemă mai veche, nu știu. Probabil e vorba și de generații să mai treacă. Să vină alții care nu cunosc. Eu știu că în anii interbelici, când Basarabia era cu România împreună între 1918 și 1940, primii 4-5 ani, regatul românesc, vedeam Basarabia o chestie soi de cumătrism, de prea multe legături și nu înțelegeau, lucrurile nu se schimbau, nu se mișcau. Și atunci au făcut o manevră strategică, poate, da, au luat toți directorii, începând de la poștă, poliție, nu știu, prefectul, toate funcțiile astea mai importante, tot cu familie, și au mutat undeva în România, gen prin Timișoara, undeva în capătul României. Și din Timișoara au dus în Basarabia, care el nu avea nicio rudă pe aici, nu avea nicio cunoștință. Și în timp de 5 ani lucrurile s-au schimbat, au mers altfel. Adică el nu știa, nu avea prieteni cu mătrii, frați, rude. El era om străin și rudele lui. Și când vineau alții cu șpăgi, cu chestii, cu mită, hai să... Eu nu admit, nu accept, nu înțeleg pentru ce te arestez și chestii. Și lucrurile s-au oprit. Respectiv, ăștia ai noștri, când au plecat în partea alta, tot au devenit mai buni, pentru că el acolo respectiv nu avea pe nimeni. Și a început și el să fie un funcționar onest, bun. Iată, eu cred că poate avem nevoie de niște specialiști din afară să mai vină. Parcă a mai venit cineva, dar n-am încredere în ei. Chiar și moldoveni care au mai venit din altă parte și au mai făcut, nu știu, trebuie să treacă probabil o generație sau două. Probabil suntem și un popor cu foarte multe frici și atunci ajutăm pe cei care apelează la noi din frică că vom avea și noi. Că funcția care o am, poate o am prima și ultima dată și înțelegi, mai e și momentul ăsta care acum poate să, sau și nevastă îi spune, măi, omule, folosește de moment. Așa suntem noi, hai să recunoaștem. 27 de ani de gândul mâței. Cum s-au schimbat gusturile muzicale a ascultătorilor voștri? Eu nu știu cum s-au în general, schimbat. Muzica în acești 27 de ani. Cert că în anii 90, când am început, era o muzică. Eu nu sunt din ăia bătrâni care se știe... Melancolici, așa. Melancolici, zic, ea că pe vremea noastră era altfel. Știi cum astăzi au nostalgici pe Uniunea Sovietică sau chestii. Ei erau mai tineri, asta e marea diferență. Erau mai tineri, aveau posibilități mai mari, inclusiv în sex, puteau să bea mai mult alcohol decât azi și așa era mai... Era în perioada lor de glorie și atunci rămân cu acele amintiri. De-aia atunci erau băieți și fete. Acum niște băbuțe și niște moșnegei, da. De-aia nu vreau să vorbesc de pe perioada ca și cum, dar totuși văd o tendință că în anii 90
Și poate până în 2010 muzica era mai ok, eu vorbesc și de muzica rock. Uh-huh. Parcă era mai de calitate. Astăzi sunt câteva trupe care mie îmi plac, da, dar sunt prea puține. Nu că n-aș fi atent, nu că n-aș asculta, nu că n-aș urmări trendurile. Dar mă uit și urmăresc și eurovizioanele astea și tot. Mi pare așa o chestie cam stranie, ciudată, adică nu știu. Sunt și piese foarte bune, cu siguranță. Dar dacă e să vorbim de Republica Moldova, cu desăvârșire muzica rock s-a dus la fund. Nu știu de ce, lumea mai puțin ascultă, părerea mea. Trupe noi cam practic nu apar deloc. Știi vreo trupă nouă de rock? Nu știi. Pentru că nu există. De la nivel mondial e foarte din ce în ce mai apreciat, parcă muzica rock. Nu știu. Chiar dacă vorbim de același Eurovision, care a câștigat Måneskin de rock din Italia. Måneskin? Anul, da, exact. Da, să zicem, dar e una. Apropo de Eurovision, ce părere ai? Cum a fost anul acesta? Băi, a fost cum a fost. Eu... La anul să fii mai bine. Nici n-am avut așteptări mari, dacă să vorbim de interpreții noștri, nici n-am avut mari așteptări. Nici nu i-am descurajat, am zis cum o fi, dar ați văzut rezultatul, că unul foarte prost, în sens că, cum zici și noi, nici cum. Ei, adică, totuși ne-am clasat în finală. Păi, te clasa în finală, bun, hai să spunem, deja este un succes, dar nu știu, eu nu știu ce-a dat asta. Mie mi s-a părut straniu că să vii cu o piesă, exact ca piesa care a câștigat anul trecut, formația aia, Kalush, din Ucraina, adică tot într-un etno-beat. Să vii cu aceleași tendințe. Uh-huh. Exact cum acum mulți ani o trupă din Finlanda au câștigat, apropo, o trupă rock, nu mă țin minte cum se numeau ei, și anul următor toți au venit așa. Păi gata, a fost valabil acum un an treaba asta. Da, exact, și cu băiatul din Spania care... Nu mai e valabil pentru anul viitor. Vină cu altceva, vină cu inovații, dar nu veni tot cu chestii tribale care... Eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar mie îmi pare asta puțin depășit și neinteresant, cel puțin. Uh-huh. Nu știu. De-aia și-a venit o Lorin care era interesantă, cu unghii, chestii, tatu. Chiar dacă semăna piesa aia cu nu știu ce, că tot spuneau. Toată muzica, până la urmă, seamănă cu ceva, da? Sunt mai 7 note. A mai fost de cineva cântată, inventată, dar depinde foarte mult cum o interpretezi, depinde foarte mult cum o lansezi, ce emoții atingi, ce corzi atingi în toată treaba asta. Muzica este supremația artelor. Eu o consider peste toate artele cea mai importantă artă. Muzica, ea, prin ea tu ai, și ea este infinită, da? 7 note, cum ziceai. Și ea îți dă stări de care niciodată n-ai crezut că poți să le ai. Deci ea îți atinge niște chestii care... O terapie superbă. Eu, și apropo, nu înțeleg oamenii care n-ascultă muzică. Eu mai am o chestie, un test al meu personal, când intru la cineva acasă, chiar dacă de mult n-am fost prin ospeții, noi nu mai îmblăm ca pe vremuri, dacă ai observat. S-au schimbat timpurile. Stăm așa la o terasă, ne mai vedem într-un restaurant și foarte rar, hai la noi să mai stăm, să mai bem o șampanie, să zicem. Și tu vezi lucrul ăsta pozitiv sau negativ? Eu îl văd unul normal. Noi o să revenim la, probabil, la întâlnirile așa de... Dar atâta timp cât au apărut alte modalități să te întâlnești, să comunici, cred că lumea se simte bine și așa. Și uite, ziceam, când mai veneam sau când mai am ocazia să mai vin la cineva, observ dacă are muzică, dacă cel puțin pune accent pe acest element, gen să aibă un centru muzical sofisticat sau boxă sau chestii și văd că muzica acolo undeva. Eu sunt directorul care la mine cântă tot timpul muzica. Eu am boxă unde cântă muzica și când am ședințe pun muzica să stea încet și vreau să fac acum un lucru prin teatru în zona administrativă și în zonele astea să cânte muzica. Nu atunci când sunt spectacole, că atunci clar că trebuie să fie liniște, trebuie să fim concentrați pe partea artistică, dar să fie muzică. Și am zis, cam parcurile astea, Disney, dacă ai fost, cam parcurile, da, unde cântă muzică și să fie muzică clasică sau un jazz. Din ăsta nepretențios, nu unul care să manele, cu siguranță nu, să nu supăr pe cei care sunt cu manele, dar eu consider de prost gust zona asta.
să asculte cei care vor să asculte. Și atunci îmi dau seama, după, îmi dau seama cine-i stăpânul, cine-i personajul ăsta. Și am observat, am mulți prieteni, cunoștințe, care au realizări importante în bancă, în economie, chestii, pentru că ei au gusturi de muzică rock foarte bune. Și ascultă rock în mașină, ascultă chestia. Nu că dacă n-asculti rock, ești un ratat. Nu. Dar să fie un pop rock, să fie muzică pop bună din Michael Jackson, da, sau formație Queen, care este, Freddie Mercury, care este top, adică muzică bună, un Sting, un nu știu, un Chris Rea, da, un mulți, mulți alții. Mai pun o întrebare despre muzică și venim la un alt subiect, despre Eurovision. Când vedem trupa Gândul Mulței la concurs? Nu știu dacă o să vrem să participăm vreodată, pentru că și în spatele Eurovisionului ăsta stau interese, intrigi și multe altele. Eu nu vreau să intru în detalii, eu cunosc, am mai fost pe acolo. Nu că s-ar face aranjamente, dar e prea, prea cumva și nu cred că o să avem timp. Uh-huh. Trebuie să stai doar în asta un an sau 8 luni cât ești în Eurovision, trebuie să fii doar în Eurovision. Și la urmă să fii o locul 18. Cred că nu știu dacă se merită. Dar nu e problemă, se merită sau nu. Dacă la un moment dat o să găsim o piesă interesantă, una deosebită, inedită și credem că cu ea trebuie să mergem, o să mergem. Dacă nu, nu cred că o să ne supărăm tare. Noi oricum așteptăm. Scop. Cred că nu o să faceți treaba. Nu e un scop a unei cariere artistice să ajungi la Eurovision. Nu, nu e un scop ăsta. Ești om de artă. Ai zis încă de la începutul emisiunii că în artă te regăsești cel mai mult, că ți se pare cea mai interesantă meserie pe care o practici, muzica, teatru, televiziunea, radioul, unde ai fost și acolo foarte bun. Cât de mult contează viața personală și, nu știu, satisfacție în viața personală, în relația de cuplu pentru a reuși în artă? Că-s două extreme aici, dar o să te rog pe tine nu, să ne spui. Nu sunt două extreme. Eu, în general, consider confortul tău psihoemoțional, personal, foarte important. De câte ori se întâmpla că ești certat cu iubita sau, da, și lucrurile nu merg bine, nu merg repetițiile, nu, pentru că ai o situație de criză în partea ta personală și numai cum se rezolvă, se aplanează, te îmbrățișezi și zici iartă-mă sau te iubesc. Așa funcționează la tine? Lucrurile... Păi, eu cred că așa funcționează ca la toată lumea. Că sunt alții care sunt mai creativi atunci când suferă din dragoste. Eu nu știu ce înseamnă a fi creativ în general. Deci este o chestie absolut personală. Uh-huh. Absolut personală. Cineva suferă, cum spui tu, și poate el asta și așteaptă. El vrea asta, pentru că el de mic... Noi desori frustrările noastre care le avem în viață și temerile și chestii le avem de mici. De atunci le creează, de atunci. Poate traumele astea. Așa vorbesc toți psihologii, da, și tot spun că de aici vine. Eu nu știu, poate unul, cum zici tu, eu personal nu mă simt în confort dacă sunt în conflict cu mine, cu lumea din jurul meu, cu oamenii din jurul meu, cu persoana din preajma mea, pentru că nu poți să ai foarte mulți oameni. Prieteni, nu cred în prietenie, nu există așa ceva. Există, hai să spunem, niște interese comune. Da, există chestii că tu deseori, uneori te vezi cu un dușman, care îl consideri dușman, pentru că tu lucrezi cu el. Și te vezi cu el mai des și comunici cu el mai multe lucruri și în timp poți devii mai bun, hai să spunem, prieten sau el să te ajute mai des decât de fapt un prieten pe care îl crezi tu, care din școală îl ai. Care zici că ăsta ar veni și la două noapte și m-ar scoate de la poliție, pentru că mulți cred că asta e prietenie, să te scoate de la poliție sau când ai bani să vină și să aducă la bar pentru că tu ai depășit suma. Nu știu ce înseamnă prietenie. Eu cred că prietenie ești, în primul rând, tu trebuie să fii prieten cu tine însuți. Tu ești întreg, tu ești tu și dacă tu te simți bine cu tine însuți, tu nu ai nevoie. Alții ziceau, auzeam, băi, nu pot sta singur, eu mă sufoc. Pentru că tu n-ai încercat să comunici cu tine, să fii în armonie cu tine, să fii în armonie cu un copac din preajma ta, să fii în armonie cu pisica care stă alături de tine, care eu le ador, am două.
ele sunt atât de frumoase și atât de interesante și atât de pline de, de lume, de tot. Chiar dacă lumea lor, credem noi, că e limitată într-un apartament și în câteva spații. De aici vine. Eu cred că creativitatea, cum o spui tu, este în noi, în același timp, mai mult sau mai puțin, și ce generează să fii mai creativ? Deja este o chestie personală. La tine ce generează? Eu nu știu ce creează. Eu cred că, în primul rând, o liniște sufletească, fericirea aia care noi o căutăm tot timpul. Eu nu știu, uneori un zbucium, uneori o dragoste, o pasiune, da, o pasiune uneori, nu știu. Din păcate, n-am creat de mult, așa că acum sunt așa, nu că sterp din punctul ăsta de vedere, dar probabil niște momente mai administrative. Dar noi creăm acum echipă, noi creăm o tendință teatrală, noi creăm, hai să spunem, niște trenduri, da? Cum vrem noi, cum credem noi că se face teatru. Și asta tot face parte dintr-o creație comună, unde noi suntem o echipă, suntem mai mulți, care construim ceva. Proiectul Teatru Fără Nume îl consider unul foarte important, unul foarte interesant, unul de valoare și din fericire cu foarte bune spectacole. Eu consider repertoriul Teatrului Fără Nume unul de top din spațiu chiar și românesc. Da? Adică recentul Macbeth, dacă nu l-ai văzut, pe 31 mai, invit să-l vezi. În cadrul Bienalei Eugen Ionesco, la festivalul Macbeth, este revelația sezonului. Eu consider top. Da, nu există mai bun. Există ceva ce schimbă, ce îți dă altă dimensiune de gândire, ce îți dă, pentru că, ca și în muzică, ce e mai bun? Bach sau Mozart? Nu există mai bun. Există diferit. Și asta foarte bine, că diversitatea face hai să spunem, complexitatea face că să te simți mai plin, mai cu informații, mai nu știu cum să-i spun, m-am pierdut aici. Și multe altele care pe care le avem, aceeași Furtuna, o să fie o premieră absolută în toamna, în toamna acestui an, în Furtuna se schimbă protagonistul, da? Personajul principal, nu că domnul Rusu a refuzat, domnul Rusu are o vârstă deja și dânsul mi-a zis așa, băieți, eu nu mai rezist fizic. I-am mulțumit, dar Furtuna... Rolul pe care l-a făcut a fost impecabil. Da, un rol extraordinar, dar îl înțelegem că dânsul are o vârstă, anul ăsta face 83, mulți înainte, și el a zis așa cumva, măi, fac niște roluri, un moșneac pe un scaun. Zis, ok, am înțeles, domnul Rusu. Noi îl așteptăm cu mare drag oricând la noi, așa că, dar spectacolul trebuie să meargă Furtuna, trebuie să meargă înainte și, pentru că e un spectacol foarte bun cu gânduri absolut care te pun pe gânduri. Gânduri care te pun pe gânduri. Adică Shakespeare de-aia și mare că este veșnic prin ideile, prin gândurile sale, prin temele pe care le abordează. Actuală, știi? Și poate acum e actuală. Da, sete de putere și multe alte. Mai ales acum când vedeți ce se întâmplă în preajma noastră. Zi-mi acum dacă în viața ta este persoana alături de care, nu știu, poți să bei un pahar cu vin seara, să discuți... Poți despre... să beau și să mă ascund în același timp. Poți să vorbești despre teatru, despre film, despre artă și nu doar. Da, sigur. Noi suntem împreună, ea se numește Mihaela și ea este actriță, așa că noi avem ce discuta, din potrivă avem foarte multe idei, teme. Nu că n-aș fi avut de discutat cu altcineva altă dată, dar eu mă strădu în general să fiu comunicativ și cu toată lumea, dar da, dacă spui că să stăm un pahar de vin, să discutăm de teatru, să discutăm și nu numai, sigur că da. Sigur că da. Eu consider comunicarea una dintre cele mai mari, hai să spunem, plăceri, da? Chiar și stăm și să bărfim, hai să recunoaștem, noi ne place să bărfim. Noi spălăm oasele toți, pe noi ne spală oasele noastre. Și tot așa, într-o discuție și o bârfă, stăm noi continuu. Eu sunt convins și acolo acum,
în studio pe noi ne bărfesc sau pe mine mă bărfesc colegii tăi. Deci, eu aud, uite, nu te-a bărfit mine. Asta, ce spune asta, ce prostii spune sau chestii. Și asta e peste tot. Și mie îmi pare la un moment dat treaba asta destul de interesantă. Pentru că noi prin asta psihologic ne tratăm. Asta e ca o terapie la un psiholog. Da, pentru că bărfim ceea ce nu acceptăm în noi. Da, oricum. Pentru că cumva asta, cum așa, uite fata aia cum s-a îmbrăcat, uite ăsta are... Ne-am dorit așa. Și noi să ne îmbrăcăm așa, nu avem curaj, da, așa să bărfim. Da, sau chestiile astea, sau uite președinta noastră a făcut asta, sau aha, președintele ăla, sau uite aici, sau uite ăla ăla și mașina are, dar uite asta cum e îmbrăcată iar. Și tot așa. Și suntem așa într-o bârfă mare. Într-o discuție mare. Ceea ce eu, la un moment dat, mă gândeam, băi, și popor de bârfitori suntem, dar poate asta și-i bine. Uh-huh. Poate asta și-i, nu știu, fișca noastră, știi fișca, cum se da. Spune? Dar ce fișca a avut Mihaela? Ce te-a atras la ea? Ei, asta deja e o chestie așa mai personală. Nu știu. Exact cum nu știi, nu știi cum există momentul ăsta când așa se întâmplă. A fost acea scânteie? Da, normal. Da, normal. Ca peste tot, ca... cei ce ne avem darul ăsta sau nedarul ăsta, nu știu cum să-i spunem, să ne placem. E sigur că e vorba poate și de chimie, de mirosuri, că asta tot e foarte important, din câte știu, într-o relație, da, să fii compatibil și pe segmentul ăsta. Nu știu. Romanii. Cert că, da, cert că am avut, hai să spunem așa, cum să-i spun corect, în timp ne-am testat, dacă, Dacă încercări, mersi mult, dacă reușim să fim împreună, dacă ne place să fim împreună, dacă vrem să fim împreună și tot așa. Și cred că am rezistat încercărilor. Rezi în relația aia care durează mulți ani? Te vezi cu ea la braț, la bătrânețe? Eu cred în relații atâta timp cât există comunicare, atâta timp cât oamenii vor să comunice unul cu altul. Și atunci când oamenii nu mai vor să comunice, atunci probabil că ei pleacă unul de la altul. Eu nu știu ce o să fie mâine, eu nu vreau să mă uit nu așa. Nu mai trăiesc cu ziua de mâine? Nu mai trăiesc, eu vreau foarte bine să-mi construiesc aziu ca să înțeleg că mâine mai este o șansă, mai este o zi, mai este o chestie. Și asta e legat inclusiv și de securitatea noastră de viață, de zi cu zi, pentru că războaiele astea din preajmă, nimeni nu s-a așteptat că să avem un război atât de aproape, un război atât de nedrept, o agresiune mișelească a statului rus împotriva Ucrainei și așteptăm cât de curând victoria Ucrainei în acest război și lucrurile să se oprească și el care a atacat să fie pedepsit, blamat și așa mai departe, pentru că eu nu cred că trebuie după aia tolerată, așa zisa, denazificare și chestii. Eu cred că lumea civilizată trebuie să dea un răspuns clar acestei obrăznicii și acestei crime, mai bine zis, că obrăznicii atunci când am furat ceva de pe masă. Deci mor oameni. Mor oameni și ceea ce nu este bine deloc. De-aia ziua de azi eu o consider mult mai importantă. În general, eu mai nou îmi place să vorbesc că acum mă simt bine, acum stau, discut cu tine, acum ăsta noi nu să-l mai avem. Exact. Este acum de ieri și este acumul de mâine, dar este acum care noi des îl ratăm. Noi ratăm acumul pentru că noi avem planuri pe mâine. Exact. Noi poimâne, iată eu poimâne, iată eu de la o luni. Dar acum savurează, acum îmbrățișează, acum îmbrățișează-l. Acum spune te iubesc, acum duceți-vă la mare, dacă aveți spus pe ea. Nu, poate peste un an, poate peste doi. Și din păcate se mai întâmplă că oamenii mor și nu ajung nicăieri. Ajung într-o adresă binecunoscută, pe o adresă. De-aia eu cred că trebuie să fim atenți la gândurile noastre, la emoțiile noastre și să încercăm totul să facem acum. Și dacă putem evita un conflict, un scandal, acum. Evitați-l. Îl evităm. Îl lăsăm pe atunci. Da. Pe mâine. Pe mâine, ca mâine să uităm de el. Mâine. Și tot așa, și tot așa. Nicu, noi îți mulțumim. A fost o plăcere. Un om deschis și cu o viziune foarte interesantă despre viață și cu multă experiență. Și eu vă mulțumesc și mai vin și vă aștept, bineînțeles, la Teatru Fără Nume și la tot ce facem noi pe acolo. Mulțumim tare, tare mult. Sper că v-a plăcut și inspirat confesiunea de azi. Seară liniștită vă doresc și numai bine!